Cum simți dacă sufletul tău, geamăn, este cu un partener karmic? Care sunt semne sau simptome, ca să zic așa, dacă sunteți în acest moment în separare și vă faceți griji, într-un fel, că sufletul geamăn ar putea să fie cu altcineva? Hai să vorbim. Cred că acest lucru se poate, într-un fel, simți. Ai o premoniție sau o intuiție legat de faptul că ceva nu e bine, da? Poate cu sufletul geamăn sau cu voi, cu relația voastră. Cred că puterea intuiției este foarte prelevantă, da? Există, așa că există metode sau lucruri prin care puteți să vedeți dacă acesta este cu karmicul. Bineînțeles, acestea nu sunt, cum să zic, confirmări 100%, dar vă pot ajuta să vedeți dacă, Da, să da? simțiți Să dacă. simțiți dacă este posibil. Și primul lucru despre care vreau să doresc este, poate că și voi ați considerat să fiți cu, poate cu un suflet pereche sau cu o altă persoană, sau dacă sunteți deja cu cineva, ați acordat foarte multă atenție relației, da, aceea. Deci este foarte important să vedem că sufletele gemene mereu se oglindesc, da? Deci dacă simți această frică sau idee care îți vine că sufletul geamăn ar putea să fie cu altcineva, înseamnă că și tu, într-un fel, nu ești cu tine însuți. Poate să fie o oglindire directă, în sensul că poate ai avut îndoieli legate de relația cu acesta și atunci ai început să explorezi alte persoane. Poate că ai acceptat să fii în prezența altor potențial parteneri, ca să spunem. Ai, din nou, dacă ești într-o relație, poate ai început să ai o perioadă foarte bună cu partenerul actual, na? Aceste lucruri îți arată că ceva poate nu este în regulă în conexiunea cu sufletul geamăn, na? Pentru că în loc să te concentrezi sau să te focusezi într-un fel pe relația cu sufletul geamăn, îți este foarte ușor să nu te concentrezi pe ea. Deci atunci este un semn că ceva este în regulă în această conexiune potențial în karmic, pentru că dintr-o dată uiți de ei, dintr-o dată poate nu mai sunteți așa conectați, dintr-o dată poate înainte vedeai semne, sincronicități, acum nu mai vezi așa de multe semne și sincronicități. Înseamnă că ceva se blochează în conexiunea voastră, iar acest lucru poate să fie chiar apariția unui karmic pe partea lor, dacă voi nu sunteți deja într-o relație karmică, da? Deci, acesta este un semn sau un lucru care se poate întâmpla, da? Deci, deja am zis într-un fel mai multe așa în ele, dar principalul lucru este că atenția ta, dintr-o dată, nu mai este pe ei. Și aici, disclaimer, nu înseamnă că trebuie să fii obsedat de sufletul geamăn sau să te gândești 24/7. Însă, în momentul în care ai așa, simți că ești cu sufletul geamăn, ai această simțire că ești conectat cu ei, da? Și nu trebuie să fie nimic, din nou, obsesiv, da? Este un sentiment chiar foarte pașnic, dar în momentul în care tu trăiești viața în pace și simți că ești cu sufletul geamăn, simți că aveți această conexiune, chiar dacă poate nu comunicați, chiar dacă sunteți în separare, cumva simțiți conexiunea. În momentul în care nu mai simțiți conexiunea, acolo intervine ceva, da? Bun. Da, asta poate să fie un semn și următorul semn care simt eu este că vei simți lucruri pe care nu poți să ți le explici imediat, cum ar fi anumite sentimente, poate și de stai, care este acest cuvânt? Că ți este gelos, așa, gelozie. Poate ți apare gelozie așa dintr-o dată și nu știi de ce. Sau ți se pare că simți tu că ceva nu-i bine și parcă trebuie să protejezi pe cineva sau ți se pare că trebuie să te protejezi de cineva. Aceste lucruri pot să Devii apară defensiv, într-un fel. exact. De fi defensiv, atunci poate să fie iar un simptom de așa ceva. De faptul că sufletul geamul poate este cu un karmic și atunci vrei să protejezi, simți așa. Sau iară ce se mai poate întâmpla, care am observat mai mulți care încep să experimenteze, simt foarte multe sentimente
Și spun că sunt sentimentele sufletului geamă, dar până la urmă toți sentimentele tale sunt. Voi trebuie să vindecați, dar poate aveți această intuiție prin sentimente că nu vă simțiți bine sau se simte ceva acolo legat de un partener cu sufletul geamă. Spune, vreți să zicea? Da, cred că acest lucru se întâmplă, doar ca să fim un pic clar, din cauza că sufletul tău geamă nu vrea să fie cu o altă persoană. Haide să clarificăm acest lucru. Nu e ca și cum trăiesc viața și zic, oh, da, hai să nu fiu cu sufletul geamă. Sufletul tău geamă, dacă tu îți dorești să fii cu sufletul geamă și ei își doresc să fiu cu tine și te caută. Iar cred că există un anumit acest sentiment de foarte neplăcut în momentul în care din orice fel de motiv se începe o relație cu un partener karmic, da? Deși în exterior pare o relație fericită și vai că se întâmplă chestii, să nu uităm că voi sunteți partenerul lor ideal, da? Și din nou, contrar acestei idei, nu există fericire în acea relație și nu există mai ales fericire în relația cu voi, da? Și acest lucru veți simți această tristețe sau aceste sentimente în momentul în care o relație de tip karmic poate să apară. Da. Și în aceste momente, ce să faceți? Hai să vorbim de asta. Cred că mai mult de sentimente, ca să pot să zic, Ok. alte simptome sau semne, este că poate te simți slăbit în anumite momente, da? În momentul în care tu te simți slăbit, da, și când vreau să zic slăbit, simți efectiv dacă ești, din nou, te concentrezi pe conexiunea cu sufletul geamă și știi când îți simți sufletul geamă, dar dacă ești în acest te concentrezi pe această conexiune cu sufletul geamă și te simți slăbit sau simți că este foarte greu sau simți așa o greutate, da? Atunci este posibil un semn că se întâmplă ceva sau există gânduri sau intenții de relații karmice, da? Sau un alt partener care să zicem care apare în acest loc, da? Ca să fim asta. Pentru că anumite relații karmice nu vor apărea că sunt ușoare, dar nu vor fi o experiență plăcută, deși din nou poate par. Da. Exact. Da. Putem să trecem la ce să facem? Da. Deci ce să faceți în acele momente? Și desigur că vă vom spune exercițiul oglinzii. Dacă nu v-ați săturat până acum să auziți de acest lucru, vă mai spunem încă o dată și încă o dată și încă o dată. Pentru că asta este chiar ce este de făcut în acest moment. Acele sentimente, deși poate unii din voi sunteți, dar sunt sentimentele sufletului geamăn sau ceva de genul, chiar dacă sunt în așa fel, voi puteți să luați acele sentimente și să vindecați, pentru că voi le simțiți. Dacă nu ar fi pentru voi să le vindecați, nu le-ați fi simțit în primul rând. Asta este logic. Dacă voi nu aveți dacă nu ați fi avut această experiență, nu ați avea de ce să vindecați. Dar din moment ce aveți această experiență, este pentru voi să adresați și să vindecați, într-un mod sau altul. Exact. Și aici o atenționare. Foarte multe persoane, în momentul în care se întâmplă sau există această idee că intervine un karmic sau o altă persoană, ceea ce se întâmplă este foarte multă frică, foarte multă panică. Haide să ne panicăm, da? Și asta este exact ceea ce nu trebuie să faci. Doar pentru că există acest lucru care se întâmplă, nu trebuie să te panichezi, da? Dacă te panichezi, e ok, dar lucrează prin aceste sentimente. Pentru că cel mai mare blocaj când vine vorba de sufletul tău geamăn este cu un partener karmic, este faptul că tu îți oferi puterea, da? Sau îți oferi locul de drept de lângă sufletul tău geamăn al cuiva. Deci nu este ca și cum sufletul tău geamăn se duce și zice, gata, astăzi o să fiu cu altcineva. Acest lucru este un lucru care este permis de tine, da? Iar, din nou, din cauza că sufletele gemene sunt atât de interconectate, da? Din cauza că sufletele gemene fac aceeași alegere, atunci blocajul principal este unul de a-ți lua puterea înapoi de la această situație, da?
Și să vezi, ok, ce s-a întâmplat, cum de ai permis să acest partener karmic să apară. Pentru că sunt anumite persoane cu care noi lucrăm, care ei văd că și au aceste, limitări în mintea lor, că da, dar karmicul poate este mai tânăr, da? E mai tânără decât mine și atunci normal că îi place la sufletul geamăn mai mult de ea decât de mine. Uh-huh. Asta este o limitare. Și este un mod în care tu permiți în care tu permiți alte persoane să fie lângă sufletul tău geamăn. Și există aceste gânduri pe care le ai, aceste minciuni, în care tu de fapt îi permiți alte persoane să fie cu sufletul tău geamăn, în mod inconștient. Și atunci este foarte important pentru tine să găsești aceste lucruri și să le adresezi. Bun, deci am stabilit acest lucru. Este foarte important să cauți, da? Pentru că în momentul în care se întâmplă aceste semne de care am vorbit, înseamnă că tu treci printr-o perioadă în care experimentezi foarte multe nesiguranță, fie în tine însuți, fie în conexiunea cu sufletul geamăn, și atunci aceste nesiguranțe sunt moduri în care se permite unui partener karmic să apară în relația voastră. Da? Deci atunci este foarte important să vă concentrați pe aceste nesiguranțe, să vedeți, ok, ce se întâmplă. Da? Și, din nou, este foarte ușor, foarte multe persoane zic, ok, nu, că nu se poate, da, că asta. Că eu sunt foarte sigură, normal că este, sunt eu mai bun. Dar, din nou, energetic, te invit să explorezi, să vezi ce se întâmplă. Bun. Exact. Acest lucru te va ajuta, vei ajunge la concluzia ta și vei reuși să termini. Bun. Atâta? Da. Perfect. Așa? Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul de YouTube și ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare.